Hei, salut, sunt Pârvu Ștefan și astăzi facem un nou video. Astăzi vă povestesc ce am făcut eu la majoratul meu. Mi-am ținut majoratul undeva săptămâna trecută. Au fost o grămadă de persoane foarte importante pentru mine, a fost foarte, foarte tare. Și astăzi aș vrea să vă arăt ce cadouri am primit eu la majorat. Fără cadourile astea, sincer, nu am nevoie de muzică dramatică, deși și să fiu alb-negru. Cred că fără cadourile astea, viața mea era complet diferită și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați reușit să-mi aduceți cadourile astea. Prietenii mei ce s-au gândit, mi-au dus o minge. Deci, ceva foarte clasic, noi am mers afară după ce am văzut mingea asta, am început să ne jucăm fotbal. Bun, și acum hai să vă arăt cu ce minge am primit eu. Din asta roz, roz încă mai are și ambalajul și pe ea, cred că și cu prețul, da, bineînțeles. Se vede, îmi spune frumos, adică văd foarte frumos cum e făcută în China și cum are un avertisment pentru copiii sub 3 ani. Eu încă mai am nevoie să cresc un pic ca să mă pot juca, deci o minge cred că foarte bună, adică chestia asta cred că o să fac de acum tranziție. Nu știu, eu de când am fost mic, știți, mie mi-a plăcut floricelele, păpușile și chestiile astea, numai că ai mei mi-au spus, mă Ștefan, nu te juca cu păpușile, sunt pentru fete. Și nată mi-a luat mașinuță și povești din astea. Dar uite, pentru prima oară, la 18 ani, mă, cineva s-a gândit și la mine, mă. Și ce mi-a dus mie? Mi-a dus păpuși. Nu le-am dat niciun nume, dar puteți să vedeți, adică în ochiul ăla stâng, ăsta nidia aceea, puteți să vedeți cum plânge în momentul de față cu sânge, adică vedeți cum îi cură de acolo ceva roșu. Asta e minunata păpușă Barbie, pe care, dragii mei, prieteni mi-au cumpărat-o și amu nu mai are mâini ca alți prieteni, i-au dat jos mâinile și și-au pierdut și un pantof. Și încă o păpușă foarte frumoasă, asta nu știu ce, Ileana Cosânzeana sau albă ca mătreața. Puteți să vedeți părul la magic și frumos. Asta o să-mi atârn așa deasupra patului când mă culc și o să o pup de fiecare dată ca să pot să dorm bine. Încă o chestie complet genială pe care eu am primit-o, e chestia asta. Deci haideți să vă arăt eu o chestie spectaculoasă. Eu nu știu dacă știți ce e ăsta, deci pentru cine nu știe, ăsta e Angel Magic Shit, dracu, știi? Adică bucățenia. Nu, te filmezi. Ioi, ce o! Adică bucata asta de plastic și are ceva avertismente din astea în chineză, dar pe spate s-o gândi băieții să-mi spună că din nou e pentru copii de peste 3 ani și că prezintă pericol de sufocare, adică chiar stau și mă gândesc cum nu poți să te sufoci cu chestia asta, adică uite-te cât e. Smash. Probabil că a fost 5 lei, s-o gândi prietenii mei să scoată prețul, de cred că a fost prea mult, vă dați seama. Și chestia asta are 3 baterii, deci 3 baterii trebuie să pui în ea, deci aci vine una, aci încă una și aci încă una, deci sunt 3 baterii și știți pentru ce sunt alea 3 baterii? O să încerc să fac un montaj cu chestia asta. Ce, nu mai pot să opresc. Smash. Bagheta aia mea magică de priest, am sfințit-o cu niște vodka ca să pun și holy damage pe ea, așa că acum e și sfântă. Ce mi-au mai făcut prietenii mei cadou, adică știți, ei cred că știau pasiunea mea pentru citit și că mie îmi place să citesc și am o grămadă de cărți din astea groase. Și mi-au dus și mie niște cărți. Nu mi-au adus una, că știau că pe aia o să termin foarte repede, mi-au adus 4. Acum lăsați-mă să vă arăt ce cărți mi-au adus ei. Mi-au adus Degețica, mi-au adus Frumoasa din pădurea adormită, mi-au adus Pinocchio și mi-au adus Cenușăreasa. Vedeți, asta e spoiler alert, deci dacă cumva nu vreți să auziți partea asta, dați un pic video mai în față. Așa arată, asta cred că e Degețica, așa, asta e ceva furnică tristă care vrea să o... Deodată, un cărăbuș a prins-o și a luat-o cu el în zbor până în pădure. Ias. Acolo... Scuze. Acolo i-a dat suc de fructe și i-a spus că e drăgălașă. Dar ceilalți cărăbuși...
Dar ceilalți cărăbuși, care nu mai văzuseră fetițe atât de mici, au alungat-o. Atât cu spoilerele. Apropo, dacă vreți să vă fac un review la această carte minunată și la colecția care e pe spate și dacă vreți să vă mai citesc din cenușărea asta, lăsați-mi un comentariu. Așa, apropo, în caz că vreți să aflați, prietenii mei s-au chinuit foarte mult pentru cărțile astea și pentru cadourile astea, încât pe cărți le-au lăsat și prețul ca să știu cât de mult valorează. 1,49 lei și eu îs cel mai trist pentru simplu fapt că nu am toată colecția, adică bă, ați uitat de Rapunzel, cei trei purceluși. Mă, ca să vă povestesc și câteva întâmplate de pe acolo, hai să vă mai zic eu o chestie foarte faină. Mi-a zis un prieten, bă, Pârvu, hai că vrem să te aruncăm. Și fac eu, ok, bine, doar ce se poate întâmpla? Da, știți, azi momente din alea când camera face un autofocus din ăla complet oribil, adică eu dacă pun mâna aici, normal că voi nu o să vedeți chestia asta în focus, numai în fața mea. No, așa am văzut și eu peretele, adică atât de sus m-aruncau ăștia încât eu eram ceva de genul... Nici măcar, atât de aproape eram de... Focusează-te, prietene. Mersi. Atât de aproape eram de perete încât efectiv nu mai vedeam clar. Deci dacă vă puneți mâna în fața ochilor așa la vreo 5 cm, efectiv nu mai vedeți nimica. No, bun. Și ăștia ce erau? Eram ceva în genul, stăteam așa, eram ceva în genul, bă frate, să nu-mi iau un perete în cap, adică tavanul în cap. Și ăștia erau ceva în genul, mai sus, mai sus, mai sus. Și eu eram ceva în genul, opriți-vă, bă. Da, normal, n-am pățit nimica, dar vă dați seama ce tare era dacă eu schimbam video ăsta când îmi dau cu gheața în cap, cu video când spar tavanul cu cap. Eu cred că trebuie să dau un telefon, că mi-a venit o idee genială. Dar bine, dacă v-a plăcut video, nu uitați să dați un like, un subscribe, toate cele. Eu am fost Pârvu Ștefan și noi ne vedem cât de curând. Pa, pa!